Bună ziua, domnul ministru. Corina Dobru este numele meu, de la televiziunea Goș TV vă sun. Ați văzut că Inspectoratul Județean de Poliție a transmis un comunicat de presă prin care spune că excavatoarele de la cariera Pinoasa au funcționat până în ziua incidentului. Știm că CEO a transmis un comunicat de presă prin care infirma acest lucru, comunicat care a fost preluat și de dumneavoastră. Întrebarea este, domnule ministru, cine minte și cine ar trebui să plece acasă? Vom determina asta după raportul corpului de control. Este instrumentul pe care ministrul îl are pentru a verifica această situație, cauzele, respectiv pentru a dispune un set de măsuri. După finalizarea analizei corpului de control, vom ști mai multe pe baza datelor din teren și a tuturor pozițiilor primite, inclusiv din partea IPJ-ului. Ați fost ieri la cariera Pinoasa, ce ați făcut acolo? Ați discutat cu oamenii? Cu ce concluzie ați plecat? Am discutat cu oamenii, am vrut să văd cu ochii mei exact ce s-a întâmplat. Am văzut faptul că s-a desprins o porțiune din versantul respectiv de la mare înălțime, de la o treaptă unde s-a lucrat acum probabil 25 de ani, din ceea ce spuneau oamenii din carieră, și acea alunecare masivă de blocuri mari s-a prăvălit peste treptele inferioare și peste excavatorul 9. Excavatorul 11, care este la o oarecare distanță de acest loc, este parțial avariat și poate fi salvat. Din punctul dumneavoastră de vedere, nu știu, vor exista și demisii în urma acestui control? Sunt convins că Complexul Energetic Oltenia își va face propria analiză, noi ne vom face raportul corpului de control și vom vedea măsurile care se impun. Așa cum am spus, prioritatea noastră zero este siguranța oamenilor. Ne bucurăm că nu s-a întâmplat nimic tragic. Cu siguranță e un incident major și ceea ce eu am dispus este ca societatea să ia toate măsurile necesare pentru ca asemenea incidente să nu se mai întâmple, iar cei responsabili, măsura în care există o culpă, să fie trași la răspundere.